statului, dar totul a picat atunci când portarul a cerut conducerii să-i plătească salariile pe anul trecut. Chiar dacă pleacă de la Dinamo, Dolha anunță că rămâne câine până la moarte. Dat afară și de pe banca de rezerve de Andone, Dolha a stat în galerie la finala cupei cu Steaua și a rămas cu un gust amar după gesturile lipsite de fair play ale rivalilor din Ghencea. Mă așteptam la așa ceva de la unul ca Dodel Tănase sau Surdu, dar de la Dică sau Bănel, ei au ștaif de campioni. Nicoliță să nu uite că i-a pus-o în vincul lui Zapata la Iași. Nu mai spun de episodul de pe Bernabeu. Ar fi trebuit să înțeleagă ce i s-a întâmplat lui Bărboianu. Nu se râde de el, s-a revoltat Dolha. Fostul portar al lui Dinamo încă mai așteaptă scuzele lui Vasile Turcu, cel care l-a înjurat în direct la televizor, după gafa comisă la Urziceni. Cât îl privește pe Turcu, dacă trebuia să sune pe cineva, atunci persoana aia era mama mea. Eu am înțeles atunci ce era de înțeles. Mama nu cred însă că a putut să o facă, spune Dolha, care are de primit de la Dinamo peste 100.000 de euro. Chiar dacă a rupt-o cu Dinamo, Dolha e hotărât să mai joace mult și bine. O să apăr până la 40 de ani, așa cum a făcut-o Costel Câmpeanu Burebista, zice fostul portar din Ștefan cel Mare. Degeaba au anunțat șefii lui Dinamo că i-au prelungit contractul lui Andone până în 2013. Lucrurile s-au schimbat din nou în Ștefan cel Mare. Andone și-a trimis un prieten să-i adune tot ce avea în cantonamentul lui Dinamo și a luat până și frigiderul, iar apoi le-a transmis jucătorilor un mesaj clar. Băieți, eu am plecat, a spus Andone. Șefii lui Dinamo încă mai speră să-l întoarcă din drum. Îmi doresc ca să meargă echipa, îmi doresc să crească o echipă de tineri și să demonstreze, să lupte. Important este ca echipa să funcționeze. Și cred că Ando poate să facă treaba asta, chiar dacă am avut un minus mare ca și rezultat anul ăsta. Adevăratul motiv al plecării lui Andone sunt restanțele financiare, scrie ProSport. Apropiații lui susțin că nu a primit niciun ban pentru munca din acest sezon. Mai mult, Badea și Borcea i-au promis anul trecut și o primă de instalare de 50.000 de euro, pe care n-a mai încasat-o niciodată. Fotbaliștii au intrat supărați în vacanță că nu le-ați oferit bani. Cum îi împăcați? Da, ce se întâmplă? În ceea ce mă privește, eu m-am implicat de foarte puțin timp ca în activitate executivă. Sunt niște lucruri care vin din spate, trebuie lămurite, trebuie închise. Și n-am intrat supărați în vacanță, toată lumea intră supărată în vacanță, dar o să se rezolve toate lucrurile și pentru fotbal, sigur. Andone și-a trimis un prieten să-i adune tot ce avea în cantonamentul lui Dinamo și a luat până și frigiderul, a aflat ProSport. Semnalele lui Andone sunt evidente, vrea să plece. Sper ca Ando să continue la Dinamo, da. Dacă nu va continua, este exclusă opțiunea. Dacă nu va continua, o să ne gândim. Ca și la Steaua și la Dinamo se fac liste la greu. Se discută iar despre Țelnar și contra e pe lista lui Dinamo. Ar veni doar cu Lupescu. Nici cu Ionul nu s-a vorbit și nici cu mine nu s-a vorbit de către cei din conducerea lui Dinamo și nu cred că vor avea de gând să facă.